Dacă la nivelul întregului an 2010 s-a înregistrat un număr de 44 de reclamații, anul acesta, până în prezent, s-au înregistrat 50 de plângeri de la consumatori. Ei reclamă că nu se respectă contractele semnate, că materialele nu sunt de calitate, că apar defecțiuni în perioada de garanție sau că sunt păcăliți la preț. Dintre cele 50 de reclamații, 24 vizează SECE Aufbau SRL Suceava. 12 dintre acestea s-au înregistrat în luna august și sunt în curs de cercetare. Toate reclamațiile vizează faptul că firma încheie contracte cu clienții, de cele mai multe ori încasează întreaga valoare a lucrărilor sau o cotă parte ca avans și nu execută lucrările la nicio lună sau două de la semnarea contractului. Pe de altă parte, nici pentru banii încasați nu eliberează bon, chitanță sau factură. Aufbau SRL a fost sancționat cu amendă contravențională în mai multe rânduri, totalizând 19.000 de lei și s-a cerut remedierea problemelor. Fiind vorba de abateri cu caracter repetabil și care constituie o practică comercială incorrectă, societatea riscă amenzi între 5.000 și 50.000 de lei și oprirea definitivă a activității. Rugăm pe această cale consumatorii să angajeze astfel de lucrări numai pe bază de contract, să solicite documentul fiscal de plată, factura sau chitanța și de asemenea să solicite și să semneze la finalul lucrării un proces verbal de recepție. Să analizeze cu atenție clauzele contractuale, materialele și natura subansamblelor cu care urmează să se efectueze lucrarea respectivă și să analizeze devizul de execuție a lucrării. De asemenea, este important să verifice dacă în contract sau în anexele acestuia sunt trecute și o serie de operațiuni secundare, cum ar fi finisarea pervazului, montarea glafului sau curățarea resturilor de materiale, pentru că în momentul în care aceste operațiuni sunt trecute în contract, ele reprezintă tot atâtea obligații pentru prestatorul de servicii.